Ninsorile abundente care au lovit și județul Galați în luna ianuarie creează în continuare probleme în anumite regiuni. Dacă temperaturile se mențin ridicate, există riscul ca nivelul fluviului să crească amenințător. Reprezentanții ISU dau însă asigurări că situația este sub control și, momentan, Dunărea se află la cote normale pentru această perioadă. Undarea este pregătită pentru trecerea în situație de urgență la ora actuală. Avem undarea este pregătită și la posturi, dar consider la ora actuală că nu există condițiile pentru creșterea alarmantă a fluviului Dunărea. Cotele de intrare în țară sunt mici, deci nu cred că vor fi probleme la ora actuală. Poate mâine, poimine, cum să spun, într-un interval destul de mare, mai putem discuta. Dar nu sunt nicio părere, există condiții pentru a intra, pentru să crea probleme pe fluviul Dunărea. În fiecare primăvară, locuitorii din valea orașului Galați stau cu frica în sân, zona fiind cea mai expusă la posibile inundații. Motive de îngrijorare au și locuitorii din satele situate pe malurile Siretului.